Nu de puține ori ni s-au promis mașini zburătoare, dar până acum producătorii au fost ocupați cu planul măreț de mobilitate electrică, tehnologie autonome și nici de cum exploatarea spațiului de dincolo de capetele noastre. Dar se pare că deja s-au apucat și de fapte mari. Haideți să vedem despre ce este vorba. Prima mașină din lista noastră este Dacia 2050. Este conceptul unei românce desenat sub îndrumarea designerilor de la Renault București. Da, ați auzit bine, românca. Tehnologia avansată își pune amprenta asupra autovehiculului și astfel găsim holograme, sticlă și ecrane inteligente, materiale cu totul noi, moduri diferite de aranjare a spațiului interior, precum și un nou tip de comunicare între om și mașină, stabilindu-se astfel o legătură aparte între aceștia. Dar prin acest tip de sisteme, siguranța și confortul tău sunt dublate de asistență prin comandă vocală. În interior avem 3 scaune, cel frontal așezat central, cele posterioare așezate în lateral și extinse la nevoie pe lângă cel din față. Se extind prin simpla noțiune fizică de elasticitate și flexibilitate a materialului, care este inițial pliat după un model parametric. Conceptul vizează schimbarea modului de a privi călătoria și ne privează de grijile unei călătorii obișnuite, chiar și de oboseală zilnică, avertizând ceilalți participanți la trafic dacă ești obosit sau nervos și dacă reprezintă un pericol mașina preluând controlul ulterior. Hyundai a propus deja un prototip eVTOL care trebuie să poată zbura cu o viteză de croazieră de până la 290 de km la oră la o altitudine ce variază între 300 și 600 de metri. Mai mult, propulsia nu poate fi alta decât pur electrică, în așa fel încât poate efectua curse pe distanțe de până la 100 de km cu o singură încărcare. Poate decola și ateriza în plan vertical, iar în cabină va fi loc doar pentru 4 pasageri. Inițial va fi pilotat manual, de om, dar pe termen lung este țintită trecerea la zborul autonom. Schițele curente propun 4 motoare electrice principale, asistate de perechi de motoare secundare. În caz de probleme tehnice la unul dintre motoare, celelalte pot prelua sarcina. Iar astfel se evită un incident aviatic cel puțin neplăcut. Pe partea de confort, motoarele electrice produc mult mai puțin zgomot, deci se pretează mult mai bine conceptul de uz urban. Al treilea din episodul nostru este conceptul Pop-Up Next, prototipul inovator al unui taxi zburător, îmbină conceptul unui automobil autonom electric cu conceptul unei drone pentru pasageri. În cadrul primului test public, modulul aerian a plasat o capsulă pentru pasageri pe modulul terestru, operațiunea fiind executată cu mare precizie. La baza conceptului stă o capsulă cu două locuri. Aceasta se poate atașa de o platformă pe roți pentru circulația pe pământ sau la un aparat de zbor cu 8 elici care se rotesc în direcții opuse. În toate cazurile, propulsia este electrică. Pentru a alege tipul deplasării este necesar folosirea unei aplicații mobile special, unde va trebui selectată și introdusă informația despre itinerarul planificat, după care sistemul electronic va alege singur modul de deplasare. Modulele pentru transporturi pe pământ și aer vin singure către capsula cu pasageri și se instalează pe acestea. În același timp, modulul care nu este folosit un timp mai îndelungat pleacă automat la o stație de reîncărcare și așteaptă să fie chemat de o nouă capsulă. Toyota a lansat un concept, în special cu inteligență artificială, care este capabil să înțeleagă și să interpreteze expresiile faciale, acțiunile și tonul vocii șoferului, pe care le compară cu cele din cadrul rețelelor sociale sau a buletinilor de știri. În acest mod, conceptul își dă seama cu ușurință de preferințele șoferului și treptat devine capabil să anticipeze dorințele acestuia. În cazul în care detectează că ești stresat, conceptul poate trece automat în mod de condus autonom, pentru a evita producerea unui accident. În plus, sistemul permite stimularea simțurilor șoferului prin lumini, atingeri sau mirosuri pentru a alerta șoferul în cazul producerii oboselii la volan. Pe baza acestor date, mașina este capabilă să se implice în conversații directe cu șoferul și chiar să inițieze subiecte de discuție. Designerul interior este unul simplist, pentru a oferi șoferului și pasagerului un spațiu cât mai generos și relaxant. Prezintă existența unui head-up display care arată prin reflecție pe parbrizul mașinii a principalelor informații legate de rularea mașinii,
viteză, turație, navigație, regulator de viteză și așa mai departe. Iar ultimul din episodul nostru este un McLaren, un concept ce descrie o mașină ce poate fi controlată doar prin telepatie și poate reveni la forma inițială după un accident. Deși se află în stadiul de concept, McLarenul pune în evidență cea mai avansată tehnologie dezvoltată de departamentul grupului companiei. Pe lângă tehnologia incredibilă de control mental, bolidul include și senzori în roți ce pot estima schimbarea cauciucurilor și un costum de curse ce poate transmite în timp real informații biologice despre șofer către echipa sa. În loc de un volan obișnuit, MP4X oferă pilotului posibilitatea de a conduce mașina prin intermediul unui display de holograme. Mai mult, conceptul include și electrozi ce pot transforma aerul din jurul mașinii în plasmă, la care se adaugă și aleajul mașinii și se va putea mula înapoi în forma inițială după un impact. Prototipul beneficiază de asemenea de roți acoperite, similare cu cele din Formula 1, eleroane care își modifică poziția în funcție de configurația circuitului, iar în cazul unei defecțiuni, monopostul poate trimite automat informații către echipa tehnică aflată la boxe. Dragilor, cam atât în acest episod. Mulțumesc că ați fost alături de mine și l-ați vizionat până la sfârșit. Sper că v-a plăcut. Ne auzim în următorul episod.